Județul Caraș-Severin se află astăzi sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime vor fi de 37-39 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice nu vor coborî sub 22 de grade. Astfel, este recomandat să evitați aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare, să purtați haine lejere, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare, să beți suficiente lichide, însă nu prea reci, evitând băuturile alcoolice și pe cele care conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare, să consumați fructe și legume proaspete, să mențineți legătura cu persoanele în vârstă și să nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri în autoturisme. Conform meteorologilor, valul de căldură va persista.